Bună seara, pacea Domnului tuturor! Ne bucurăm în Domnul că suntem aici și ne bucurăm că mai avem oportunitatea să citim din Sfintele Scripturi. Amin. Fiecare om își dorește bine și binele e după fiecare om. Cel care n-are ce să mănânce, îi se pare lui că bine e să-i dea cineva de mâncare. Cel care nu e lăsat să facă răul, îi se pare bine să vină cineva care să-l lasă să facă rău. Adică binele e foarte alunecos, foarte, foarte alunecos. Mi-aduc aminte când eram copil, aș putea spune, mă rog, așa în jur de 14 ani cât o-i fi avut, mai puțin poate. Și mergeam la pescuit. Pentru ca să nu avem probleme cu miliția, cum era atunci, când ne făceam așa rude de undiță, cum puteam noi din lemn, foarte frumoase, cu tot ce trebuie, și pe când mergeam la pescuit cu ele, nu mă auzeai în spate, cum stăteai pe marginea râului, sunet de urme. Și când întorceai capul, era șeful de post din sat, cu cizme, cu diaconal. Înlemneai. Mă, ce să faci? N-aveai niciun pește prins, dar avea el asta să umple, să nu te lase să pescuiești. Și dă încoace undița. Dar cine ți-o făcut? De unde ai undița asta așa frumoasă? Cu capul în pământ, tovarășul plutonier sau cum era? Păi eu am făcut-o așa frumoasă și o prindea așa și o rupea în bucăți și o punea pe portbagaj, ne înjura și pleca în treaba lui și rămâneam fără undiță, fără damil, fără câldic, fără nimic. Și atunci ne-am deprins să prindem pești cu mâna. Nu mai avea undiță, nu te vedea că ești la pescuit, nu avea nicio treabă. Și în partea noastră se numea că prins pești la corloane. Corloanele fiind la marginea apei, sub pământ, așa locuri în care se retrăgea peștele să doarmă sau ce știu ce să facă. Și atunci luam bolovan din apă și aruncam în mijlocul apei, mult, băteam apa, așa ziceam noi, băteam apa. Peștii se speriau și se retrăgeau în corloane. Ne băgam în apă și băgam frumos mâna pe la subrăgăliile acelea și căutam. Și așa cu buricul de la deget îi simțeai cum stau acolo grămadă. Numai că dacă îl prindeai de mijloc pe pește, aluneca, îți scăpa din mână. Dacă îl prindeai de coadă, nici pomenea, îți bătea odată și se ducea. Și atunci trebuia să fii dibaci și îți mișcai așa degetele ca și cum ar fi vegetație din aia, din apă. Că el, fraierul, nu știa că-s mâini. El? Și mișcai așa ca și cum l-ai gâdălii, așa frumos. Și el stătea așa printre vegetația din apă, care de fapt erau degetele noastre, până când îi simțeam branhiile, adică chestiile alea pe unde el respiră. Și când îi simțeam branhiile aici, atunci așa, spum, dintr-o dată, îi băgam deștele aici la branhii și strângeam cât puteam. Acolo nu mai aluneca, că nu erau solzi. Și îl scoteam afară așa și îl zbătea așa pe șupor. Te-am prins. Așa e și cu binele.
binele e foarte lunecos. Și fiecare își prinde binele lui, care nu îi slujește la nimic. E cu totul altceva. Când ai răbdare, când înveți, ca să prinzi binele lui Dumnezeu. Amin. Amin. Am plecat de acasă și zice Elia, zi-ne ceva mai vesel că în sâmbătă asta ne-ai băgat în pământ. Păi, acum eu nu-s lăutar ca să am un cânt de îngropăciune și am un cânt de voie bună. Eu predic Scriptura. Zi-ne ceva mai vesel. Da. E mare lucru să prinzi binele, doamna preoteasă. Că-s lunec. O zis că m-a prins pe mine. Asta e un compliment. Numai că eu după ce prindeam peștele, n-avea viitor. Da. Haideți în după amiaza aceasta, dragii mei, să ne gândim cu toții în inimile noastre la frumusețea lui Dumnezeu. Să ne gândim în după amiaza aceasta cumva detașați, măcar pentru o jumătate de ceas, de problemele vieții. Să ne gândim la problema adevăratei vieții. Pentru că, nu știu voi, dar eu îmbătrânesc. Poate că voi nu îmbătrâniți. Și îmbătrânind așa, până acum nu se vedea în capăt, dar acum încep să văd în capăt. Și adevărul este că Dumnezeu a fost așa de bun cu mine și cu casa mea. Și ne-a purtat așa de frumos de grijă și am trecut prin atâtea lucruri. Dar e altceva când iei în leagănul minții tale viața. E altceva când iei în leagănul înțelegerilor tale viața. Atunci unele lucruri capătă alte perspective. Și dacă ești dibaci să iei în calcul lucrul ăsta, când nu vezi capătul, ești mai inteligent ca mine. Da. Și poți să faci mai frumos și mai bune lucrurile decât mine. Pentru că, la urma urmei, nu este nimic superior vieții. Știți că doar brusc mă întrebați ce mai faceți, frate Coman? Și eu am un răspuns așa sec. Trăiesc! Apoi numai trăiești? Îmi zice câte unul. Asta e tot. Asta e superlativul. În restul chiar nu trăiesc. Da, trăiesc. Ce bine că trăiesc. Nu? Nu. Luați în considerare pentru ceasul acesta această, nu știu cum să o numesc, lumina a vieții, farmec al vieții, valoare al vieții și nu amestecați cu, nu știu cum să zic, cu popasul acesta de 80 de ani sau de 100. Nu. Valoarea vieții trebuie să o gândești în afara acestui spațiu, a ceea ce am trăit sau a ceea ce trăim până la venirea lui Hristos. Aș vrea să citim câteva cuvinte și apoi să
să încercăm să luăm câteva învățături. Nu știu cât de vesel o să fie predica asta, dar cum zice Domnul. Amin. În cartea prorocului Isaia, la capitolul 24, aș vrea să citesc câteva versete și apoi să ne oprim la câteva cuvinte. Isaia, capitolul 24, începând cu versetul 16, Scriptura spune așa: de la marginile pământului auzim cântând slavă celui neprihănit. Dar eu zic, sunt pierdut, vai de mine. Jefuitorii jefuiesc, jefuitorii se înverșunează la jaf. Groaza, groapa și lanțul vine peste tine, locuitor al țării. Cel ce fuge dinaintea strigătelor de groază cade în groapă și cel ce se ridică din groapă se prinde în lați, căci se deschid stăvilarele de sus și se clatină temeliile pământului. Pământul se rupe, pământul se sfarmă, pământul se crapă, pământul se clatină ca un om biat, tremură ca o colibă. Păcatul lui îl apasă, cade și nu se mai ridică. În ziua aceea, Domnul va pedepsi în cer oștirea de sus, iar pe pământ va pedepsi pe împărații pământului. Aceștia vor fi strânși ca prinși de război și puși într-o temniță. Vor fi închiși în ghearele și după în ghearele și după un mare număr de zile vor fi pedepsiți. Luna va fi acoperită de rușine și soarele de groază, căci Domnul oștirilor va împărți pe muntele Sionului și la Ierusalim, strălucind de slavă în fața bătrânilor lui. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvintele Tale. Fă bine și ajută-ne să ne întoarcem la Tine. Amin. Ocupăm loc. Este un pasaj așa de patetic. Este un pasaj așa de, știu cum să-i spun, de apocaliptic. Este un pasaj care parcă scoate din cotloane, așa prinde dintr-o dată să nu-i alunece nimic, și parcă scoate din cotloane toate lucrurile care se fac cu atât de multă pasiune și cu atât de multă desconsiderare față de cel cinstit. Zice, jefuitorii jefuiesc, jefuitorii se înverșunează la jaf. Nu știu dacă ați avut ocazia să vedeți sau să povestiți vreodată, să vedeți cât de desconsiderător este hoțul față de omul cinstit pe care îl prădează. Se uite la el așa ca la un gunoi. Așa și așa, așa, na, fraiere, și ia tot, nu-i lasă nimic.
Și continuă. Zice, groaza, groapa și lațul vine peste tine, locuitor al țării. Adică te îngrozești, cazi în groapă și apoi laț înseamnă fie că te prinde, fie că te spânzură. E așa înspăimântător. Și continuă, cel ce fuge dinaintea strigătelor de groază cade în groapă și cel ce se ridică din groapă se prinde în lanț. Nu mai are, nu mai scapă, nici cum. Pentru că se deschid stăvilarele de sus și se clatină temeliile pământului. Dragii mei, când vă gândiți la Apocalipsă, încercați să vă schimbați mintea dinspre ce se întâmplă spre izbăvire. Spre izbăvire. Pentru că degeaba stați cu capul în carte ca să vedeți ce vă întâmplă, ce se întâmplă. Că nu e nicio rezolvare. Uitați-vă la izbăvire, care este cu totul altceva. Și textul continuă și zice, pământul se rupe, pământul se sfarmă, pământul crapă, pământul se clatină ca un om biat, tremură ca o colibă, pentru că păcatul lui îl apasă, cade și nu se mai ridică. Pământul, planeta Pământ, este apăsată de păcatul ei. Din cunoștințele mele, care pot să fie cu mari lipsuri, niciodată nu s-a organizat planeta Pământ pentru păcat. Au păcătuit oameni, au păcătuit într-un sat, au păcătuit într-un oraș. E prima dată în istoria planetei Pământ, după cele pe care le înțeleg eu, când toți locuitorii Pământului se organizează ca să facă păcat. Și nu o să vă vină să credeți. În fruntea acestei organizări ca să se facă păcat, știți cine stă? Creștinismul, adică biserica. Biserica stă în fruntea organizării planetei Pământ. Dom'le, ne organizăm, ne punem pe anumite felii ca să facem păcat. Și toată lumea să vină să facă păcat. În sfârșit, nu ne mai poate opri nimeni. Și nimeni nu ne mai oprește. Și zice aici textul, zice, pământul se clatină ca un om biat, tremură ca o colibă, păcatul lui îl apasă, cade și nu se mai ridică. Nu știu, probabil că ați văzut, la noi în sat era câte un om biat și venea de la cooperativă, de unde se ducea să bea, și venea spre casă. Și când venea, ziceai că-i pe arcuri. Și era așa șanțul și mergea până la șanț, așa, și ne uităm, și nu cădea, mai iar mai mergea, vă aduceți aminte? Și iar mai mergea, doi, trei, și așa. Și după aia ajungea la mașina șanțului și zicea, și când cădea odată, nu mă auzeai mornăind, dar nu mai mișca de acolo. Venea nevasta dragă de el, îl scotea din șanț și îl ducea acasă. Da, și aici pleacă de la imaginea aceasta că, mamă, și ce pământul cade ca un om biat. Mesajul din seara aceasta, dragii mei, are ca titlu câteva cuvinte care să-ți orienteze perspectiva sau să-ți orienteze ochii sau să-ți reorienteze sufletul. Uită-te spre izbăvire. Zicea la un moment dat unul din poeții clasici ai noștri, zice, nu căuta să le înțelegi, că ești nebun
de le înțelegi. Preocuparea noastră este să înțelegem fenomenul acesta, să știm ce se întâmplă aici, cum cade pământul, cum e păcat. Suntem înhăitați în globalizarea aceasta, în organizarea aceasta de a face păcat. Și ne-am obișnuit cu toate lucrurile. Nu mai este niciun lucru care să ne șocheze. Ridică-ți capul de acolo și uită-te spre izbăvire. Și pasajul continuă cu o idee foarte interesantă. Nu știu dacă ați observat-o vreodată în Biblie, că va fi o zi când Dumnezeu începe să pedepsească. Și foarte interesant, cu cine începe să-i pedepsească? Cu cei din ceruri. Și vă pun o întrebare, dacă începe pedeapsa cu cei din ceruri, câți de pe pământ vor rămâne nepedepsiți? Niciunul. Adică, dacă Dumnezeu nu are clemență față de cei din ceruri, bine, și ce or fi păcătoși în ceruri, eu nu știu. Asta e când a fost războiul cu Mihail și i-a dat afară, nu știu. Nu știu. Puteți să abordați așa, nu știu. Eu știu doar că zice aici, în ziua aceea, într-o oarecare zi, Domnul va pedepsi în cer oștirea de sus și pe pământ îi va pedepsi pe împărații pământului. Și zice, aceștia vor fi strânși și prinși de război și puși într-o temniță, vor fi închiși în gherle. Și după un mare număr de zile, cât este numărul acesta de zile, care sunt gherlele în care îi închide, abar n-am. Aici, după cum citesc, parcă și pe cei din cer și pe cei de pe pământ îi închide în același loc, un număr de zile, nu știu. Și după un număr de zile, vine data scadentă a pedepsei. Care dintre voi, în timp ce am povestit scena aceasta, care dintre voi s-a gândit la izbăvire? Fiți corecți. Niciunul. Pentru că pe noi nu asta ne interesează. Pe noi ne interesează să stăm acolo, să vedem. Apocalipsă, Domnule! Oi, 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 oi! Vreau să te ajut în seara aceasta, dacă vrei, să te uiți spre izbăvire. Pasajul debutează cu o imagine extraordinară. Auzeam departe cântându-se. Dar voi vă uitați în Scriptură sau nici nu vă interesează? Auzi cum zice. Cum? De la marginile pământului auzeam cântând. De la marginea pământului auzeam cântând. O cântare de apreciere. Eram copil și tânăr în satul meu și așa a fost satul meu, probabil că așa erau și altele. Și tinerii cântau tot felul de cântări, care, măcar că eu eram copil de pocăiți, dar le auzi. Și dacă le auzi imediat, le înveți, că-s cântări de alte feluri. Și erau așa de faine, mi-aduc aminte că era o cântare. Aseară am luat salarul, la 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 la, 1000 de lei totalul, la 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 la. Eu așa eram așa de bucuros de numai, că nu era ca la biserică. Uf, ce nu știu pe de rost până la capăt, cum își împărțea la 1000 de lei, 100 la bomboane, datorie, 500 pe dincolo, așa de bine știu de numai, da. Numai că aici zice că de la marginile pământului cineva aude o cântare care apreciază ceva. Ce aprecia cântarea asta?
Neprihănirea, Ramona. Fantastic. O cântare care aprecia neprihănirea. Nu știu dacă în cântarea aceea erau și nume de oameni. Nu știu. Dar să mergem de la premisa că ar fi fost nume de oameni. Și cântarea aceea să mergem de la premisa că se cântă până azi. Undeva la capătul pământului se aude o cântare care apreciază pe neprihăniți și ia pe nume, ca la pomelnic. Ce zici? Numele tău îl cântă? Al meu nu. Că nu-s neprihănit. Adică, ia-ți ochii din bălăriile astea și uită-te la izbăvire. Se cântă de la capătul pământului o cântare în care sunt înșirați cei neprihăniți și sunt slăviți în mod normal. Slavă se dă numai lui Dumnezeu. Dar aici cineva aude o cântare de la capătul pământului, nu știu dacă o cânta oameni sau o cânta îngeri sau heruvimi, nu știu dacă se cânta pe pământ sau se cânta în cer, habar n-am, era foarte departe, și cântarea zicea să fie slăvit cel care are emblema aceasta, neprihănit. Nu-i fain? Nu-i fain? Nu știu, poate că în casa mea am pierdut deja trenul ăsta. Urmează să zic niște lucruri grele de tot. Îmi plăcea să mă laud așa printre oameni. Nu să mă laud neapărat, dar îmi plăcea așa să simt, să văd că am doi copii foarte deosebiți față de alții. Așa mi vedeam eu cacioara aia din pădure. Da. Și mai ales erau unele momente în care pur și simplu rămâneam șocat de atitudinea copiilor mei. No, au crescut și ei mai mărișori și băi, hai să mergeți și voi cu copiii undeva, tu stați aici lângă mine. Și no, s-a făcut așa câte o petrecere din asta cu junior sau companie sau mai departe. Și îi duceam acolo ca să stea cu băieți, cu fete, să râdă, să fie așa. Și mă duceam acasă. Și nu trecea nu știu cât, că nu mă primeam vestea. Hai și ea acasă. Nu. Și eram așa de bucuros că dacă mergeam undeva în concediu, sau ei nu vreau să meargă cu tinerii, ei vreau să vină cu noi. Era ceva extraordinar. Nu știu dacă mai e așa. Nu știu dacă mai e așa. Tineretul trebuie promovat, tineretul trebuie luat, tineretul, organizația lor de 5 ani, organizația lor de 7 ani, drepturile lor, nu știu ce. Aici în textul ăsta apare ceva ce eu și voi n-am făcut niciodată. Dar nu vă uitați în text. Apare ceva ce aruncă în container toată biserica noastră și toată societatea noastră contemporană. Apare ceva ce îi dă peste cap pe toți fătoșii ăștia care fac noduri și rețele și din astea și seminarii și cu tineretul și copiii și copiii, că pierdem tineretul și pierdem copiii și... Apar așa, adică încep așa să mă simt așa că put a prostie în tot ce am gândit până acum. Și de la capătul pământului se aude o cântare care îi slăvea pe cei neprihăniți. Și auzi acum cum zice. Luna va fi acoperită de rușine și soarele de groază. Căci va împărăți Dumnezeu, nu gagica asta de la Bruxelles, nu Trump, nu Iohannis, nu liderii bisericii, nu, zice ăștia, nu-i niciun. Și zice, când vede luna treaba asta, că toți ăștia îngurguțații
îți dați la o parte și începe să împărățească Dumnezeu, zice, până și lumei îi se face rușine. Hai de mine, eu am crezut că ăștia au ceva, dar pe ăștia chiar n-au nimic. Și acum urmează o scenă. Domnul oștirilor va împărăți pe muntele Sionului și la Ierusalim, nu la conferința generală, nu la Roma, nu la Constantinopol. Fiți onești, uitați-vă în text. Uitați-vă spre izbăvire ca să știți încotro să o luați. Că dacă o luați spre Washington la conferința generală, nu acolo stăpânește Domnul. Dacă o luați spre Roma, spre Papa, nu acolo stăpânește Domnul. Dacă o luați spre Constantinopol, spre Patriarhul de Constantinopol, nu acolo stăpânește Domnul. Uitați-vă ca să știți încotro să fugiți. Domnul va stăpâni pe muntele Sionului, la Ierusalim. Bă, acolo va stăpâni, nu, eu ce să fac? Strălucind de slavă în fața amicus, în fața licuricilor, în fața organizației de muieri, în fața organizației de bărbați, în fața ăstora care umblă cu din alea și cu de alea, nu. Domnul va străluci în fața bătrânilor lui. Ai auzit? Ai auzit bine. A, că nu crezi, e o altă problemă. N-ai cum să crezi dacă te tot uiți acolo, să vezi cum e aia, cum se învârte aia, cum se ducă alea, cum se... N-ai cum să crezi, nu, n-ai cum să crezi. Crezi, mă, dacă îți ridici capul să te uiți, să te uiți spre izbăvire, Dumnezeu va străluci în fața bătrânilor lui. Ce relevanță are asta? Am vrea să vă citesc câteva cuvinte. Repet, fără a face trimitere la cineva sau dacă iese asta, asta e, iertați-mă și... Dar nu asta urmăresc, ci... E îngrozitor, e îngrozitor. În cartea prorocului Isaia, Dumnezeu a poruncit să fie scrise câteva cuvinte pe care nu le citește nimeni, sau când le citește, crede că e vorba de altcineva. În cartea prorocului Isaia, la capitolul 2 și capitolul 3, zice, de exemplu, bine este de cel neprihănit, lui va merge bine. Vai de cel rău, lui va merge rău. Și acum, versetul 12, poporul meu este asuprit de niște copii. Pe poporul meu îl stăpânesc niște muieri. Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire și pustiesc calea pe care umbli. Auzeam zilele trecute, m-a sunat cineva punctual și îmi zice, eu nici n-am știut de cazul respectiv, mă rog,
Știu situația în ansamblu, dar n-am știut de cazul respectiv. Undeva în țara aceasta se făcea o evanghelizare într-o biserică. Și acolo o soră din asta de elită îl atenționează pe prezbiter și zice, eu vreau să prezint evanghelizarea, să fac, să urmă. Și da, prezbiterul știu pe om, nu foarte bine, dar știu. Un om un pic mai în vârstă ca mine. Și sora mea zice, nu facem show, că e o evanghelizare aici. Nu facem show, e o evanghelizare. Asta s-a făcut cătran. Și de ce mă sună cine m-a sunat? Ce ai auzit? Nu. Ce l-a scos afară pe ăsta, nu-i mai prezbiter. Că așa a permis să-i spună cu coanei, aici nu facem show. Zice că Dumnezeu va fi slăvit nu în fața cucoanei. Zice că e vai de voi că vă conduc niște copii și niște muieri. Zice Dumnezeu va sta și va fi slăvit în fața bătrânilor lui. Aici e o problemă de nu știu cum să zic, de felul în care pui o temelie. Adică la bază trebuie să stea judecata bătrânilor. La desfășurare trebuie să stea înțelepciunea bătrânilor. La nu știu cum să zic, la punerea în tribună trebuie să stea bătrânii. Eram la liceu militar, ca să înțelegeți imaginea aceasta, eram la liceu militar și aveam parada militară de la 23 august. Și doar cât aveam? 15, 16, 17 ani, până la 19 ani, că după ce am plecat. Și în piața aviatorilor din București erau trasate așa cu linii cum să defileze. Și defilau pionieri, defilau cei de la Institutul de Artă, defilau cei de la Institutul de Gimnastică, soldați, femei, bărbați, toți erau, cum să zic, rămâneai șocat de frumusețea și de cum să zic, de fastul, așa. Numai că cei care aveau valoare, știți unde erau? În tribună. Acolo nu era niciun pionier. Acolo nu era nicio dezbrăcată din asta de la Institutul de Educație Fizică și Sport. Nu. Acolo nu era niciunul de la Institutul de Cinematografie și Actorie. Bohoții erau așa pe piața aviatorilor, mergeau în timp ce cânta fanfara militară. Oamenii sub care stătea pământul și oamenii care scriau istoria erau în tribună. Și în cele 4 parade militare la care am fost, sau 5, sper să nu greșesc, cred că o dată sau cel mult de 2 ori au fost aleși 2 pionieri, nu știu pe ce criterii, cărora li s-a permis să urce în tribună și să ducă câte un buchet de flori domnului Nicolae Ceaușescu și soției lui. În biserică? Biserică e ca nicăieri. Vă spun eu cum e în biserică. Că scrie aici. În biserică e cam așa. Jefuitorii jefuiesc, jefuitorii se înfărșunează la jaf. Groaza, groapa și lanțul vin peste ei.
Cel ce fuge dinaintea strigătelor de groază cade în groapă și cel ce se ridică din groapă se prinde laț, că se deschid stăvilarele de sus și se clatină temeliile pământului. Pământul se rupe, pământul se sfarmă, pământul se crapă, pământul se clatină ca un om beat, tremură ca o colibă, păcatul lui îl apasă. De ce? Pentru că zice aici, poporul meu este asuprit de niște copii și îl stăpânesc niște femei. Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire și pustiesc calea pe care umbli. Vă mai uitați, uitați-vă la izbăvire. Se aude de la capătul pământului o cântare care nu slăvește pe Dumnezeu, ci slăvește pe cine? Pe cei neprihăniți. N-ai vrea să fii prins în cântarea asta? Uită-te la izbăvire. Aici nu-i vorba de răutate, nu-i vorba de misoginism, nu-i vorba de din astea, de iscodituri, din astea de limbaj care imediat să te arunce într-o groapă. Nu, aici e vorba de o realitate. Stă Dumnezeu, nu știu cum, pe muntele Sionului și la Ierusalim, și se simte slăvit de bătrâni. Păi, nu știu, voi realizați? Citesc, da? Zicem, luna s-a acoperit de rușine și soarele de groază când au văzut că criteriile care erau toate fără valoare. Împărați, copii, femei, emancipări, ce-or fi astea, n-au nicio valoare. Și când l-au văzut, la lună i s-a făcut rușine și soarele s-a îngrozit. Și Dumnezeu s-a apucat să împărățească pe muntele Sionului și la Ierusalim, strălucind de slavă în fața bătrânilor lui. Uitați-vă spre izbăvire. Când te uiți spre izbăvire, auzi la capătul pământului o cântare. Slăviți să fie neprihăniți. Și când te uiți pe izbăvire, vezi Ierusalimul. Acolo unde slava lui Dumnezeu crește în fața bătrânilor lui. Adică judecată de om care a trecut prin viață, judecată de om care a fost marcată de evenimentele vieții, judecată de om care pune în secundar orice viitor, pentru că omul bătrân nu mai are viitor decât viitorul lui Dumnezeu, dacă îl are. V-ați înțeles ce am zis? Repet. Omul bătrân nu se poate uita în viitor, că nu mai are viitor. El se poate uita în viitor doar în viitorul lui Dumnezeu, dacă îl are. Dacă nu îl are, restul e poveste. Uitați-vă spre izbăvire. Chiar e veste bună. Uitați-vă spre izbăvire. S-aude o cântare de la capătul pământului care zice cam așa, să fie slăviți cei neprihăniți. Nu știu ce faci. Și poate îi zice cu numele, să fie slăvit Loiuș, să fie slăvit Ioni, Maricica, Monica, Emilia, Malvina, Sorin, care o fi acolo? Ce frumos! Se cântă o cântare care îi slăvește pe cei neprihăniți. Gata, degeaba ne uităm aici. Degeaba ne uităm aici. Pentru că toată societatea de pe pământ s-a organizat ca să arate istoric și planetar că toți vrem să păcătuim.
Și în capătul acestei încolonări este biserica. Repet. Fie că nu știți, fie că nu vreți să știți, fie că vă interesează, fie că nu vă interesează, e absolut problema voastră, eu doar vă spun. Întotdeauna, nu numai în țara noastră, pe pământul acesta, când politicul a vrut să ia niște măsuri de reorganizare socială care țineau și de moralitate, prima dată dădeau un dineu. Și la dineu erau invitați toți liderii cultelor sau bisericilor. Mâncau, se bucurau, se simțeau și ăștia așa, vai, mamă, stau și eu lângă președinte, își făceau selfie cu președinți, cu lideri mari ai lumii, pe care și le pune la birou, uite, bă, am stat și eu lângă ăla. Și după ce le dădea de mâncare și le vorbea frumos și le crea un viitor din ăsta, ca al pământului de aici, așa, după aia le spunea, uite, ce vrem să facem, vrem să furăm inimile din trupurile oamenilor. Alea, cum chiar? Ei, nu așa. Le furăm pentru unii care sunt bolnavi și ajutăm viața. Și aici, la Târgu Mureș, toți popii au semnat omorâții. Și de atunci, eu mor. Dar ce bucuroși sunt cei care obțin o inimă dintr-un om ucis. Da. Și până acolo a dus bucuria aceasta de punere împreună, că eu cunosc păstor și profesor care are și-o scris pe buletin: dacă pățesc ceva, să-mi luați tot din mine. Și așa, încă așa trăia cu o emoție că în sfârșit el și viața și-o dă pentru ajutorul altora. Adică, treziți-vă, noi suntem o grămadă de nebuni. O grămadă de păcătoși de notorietate. Ne-am organizat să dovedim că se poate păcătui. Și se poate. Se poate păcătui de la izgonirea din rai, nu de acu. Se poate păcătui chiar din rai, nu de acu. Numai că la marginea pământului s-aude o cântare care îi apreciază pe cei ce s-au uitat spre izbăvire. Îi slăvește pe cei care sunt cum? Neprihăniți. Și în capătul situației stă Dumnezeu și împărățește, nu la Roma, nici la Constantinopol, nici în cer, vă rog să vă uitați în text, nici în cer, nu la conferința generală, nici la Uniunea de la București. Și Dumnezeu împărățește la Ierusalim, cultivându-și înfățișarea imperială în fața ochilor bătrânilor lui. Dragul meu frate și soră, timpul a trecut. Îți las de la inimă la inimă bucuria aceasta. Uită-te spre izbăvire. Poate auzi cântarea. Poate auzi cântarea. Și poate așa în sufletul tău, așa cu o bucurie extraordinară, vezi slava lui Dumnezeu care este apreciată și în fața oamenilor bătrâni. Dumnezeu să vă ajute pe voi și Dumnezeu să mă ajute pe mine să ne uităm spre izbăvire. Amin. Amin.